Fostul ministru de finanțe Mariana Durleșteanu intenționează să revină în viața politică a Moldovei și să participe la alegerile din 11 iulie. În cadrul unei misiuni, ea a spus că a decis să se alăture unei echipe care aderă la ideologia creștin-democrată care se concentrează pe valori precum familia, educația, sănătatea și domeniul economic. Este vorba despre Partidul Lecii și Dreptății, care este condus de generalul Nicolae Alexei. Este o persoană cunoscută în lupta împotriva criminalității organizate Organizate. Îmi doream foarte mult să merg în echipă cu cineva care a făcut ceva pentru această țară, a spus Durleșteanu. Potrivit acesteia, ea va fi prima pe lista candidaților partidului.